Cânti o serenadă da. De seară. Serenada de seară. Și la plimbarea noastră de seară. În fiecare seară ieșim cam 2-3 ore, nu? Depinde cum ne permite timpul. Donau canal, canalul Dunării, seara pe la ora 7, ceva de genul. În zona asta a fost până cu vreo 2 săptămâni interzisă, umbli fără mască. Deci până la un pod acolo mai în spate îți dădea voie fără mască și aici, pe unde suntem noi acum, trebuia să ai mască neapărat. Să vedem cum o să arate mai încolo. Multă verdeață, frumos. Nu-i ce este sâmbătă și vinere aici, doar așa, o frântură. Dar mai bine, măcar ai pe unde să treci, că sâmbătă seara la ora asta e așa de full că te tot lovești de toți. Vezi că e o dita mai băltoacă aici. Deci tinerii care fie nu sunt vaccinați, fie nu sunt testați, fie nu au anticorpi, mai mult de 25% în sânge, nu au voie să se așeze la restaurante și la locale, dar lor nu le pasă. După cum se vede, stau aici pe mal frumos, și-au ocupat câte un loc pe beton acolo și sunt niște băieți care vin și vând bere aici. Sau își iau ei de acasă, vin și bere. Atmosfera devine din ce în ce mai haioasă. Pe la 9-10 seara se umple aici și vin unii cu muzică și se distrează. E frumos. Deși poliția nu se arată prea încântată, când se adună prea mulți, vine aici și face scandal. Viena, 2021, iunie.
tineri peste tineri. Era o vreme acum vreo 15-20 de ani când mă plimbam prin Viena sau ne plimbam prin Viena și era foarte puțin tineret aici, erau foarte mulți oameni bătrâni, în vârstă și foarte puțin tineret. Între timp au descoperit nemții Viena ca și loc unde pot să studieze, pentru că la ei în țară cerințele sunt foarte ridicate, trebuie să aibă notă maximă, 1, 1 și ceva, cum ar fi 10 la români, ca să poată să intre la o facultate, nota de la bacalaureat mă refer, și atunci au venit toți aici, sau foarte, foarte mulți aici, și se scriu aici la facultăți, până nu de mult aici nu trebuia să dai examen decât la foarte puține facultăți, filologie și medicină, în rest toate erau libere, așa că au venit aici tinerii și foarte mulți din cei cu care vedem că stau aici pe mal sunt de fapt studenți din Germania care învață aici la facultăți. Moto pe râu, Moto am flus, un restaurant foarte frumos pe malul opus, sunt mai multe etaje, care în sfârșit s-a deschis. De când a început pandemia, închis. Acum e plin de oameni acolo. Și aici, pe mal, bineînțeles, full. Probabil că una din cele mai bănoase afaceri este toaleta asta publică. 50 de cenți intrarea. Și la câte zeci de mii de trebuinți ori fi aici într-o seară, cred că nu-i pare rău celui care i-a venit ideea. Uitați-vă aici. Vaporașul ăsta, așa cu roșu, face ture pe canalul ăsta Dunării și urcă pe la ecluză, după care se întoarce și intră în Dunărea cea mare. Din Lătia, greșeală, de tipar. Pietră soarele în cameră, știi? Nu tu. Știi cum este? Da, nu. Până nu ne lasă să stăm la masă, că nu suntem testați și vaccinați. Știi? Degeaba vrem să ne așezăm până noi. Bine, poate ne cere QR codul. Întoarce-te după mine. Așa. Ich kann dir das da wegschmeißen. Ja, das ist so schön.
same mucho. Asta e un cal făcut cu un om aici din tot felul de țevi ruginite. O sculptură din metal, așa, tare haioasă. Acolo e urcarea, se urcă sus și se intră în Bețircul 1, sectorul 1 din Viena. Foarte relaxat totul, super. Să acum ne-am chinat la dată.